Băi, nu știu cum să... Știi? Dar... Noi am vrea să... Știi? Nu. Exact. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Mamă, cum ar fi să stăm tot episodul ăsta pe telefoane, da? Ia uite, ia, uite asta. Ce tare. Da, ia, ce ai e tare, e tare. Ia, ia dă și mie să văd la tine. N-am. Nu? Tu n-ai? Tu nu vrei să faci jocul ăsta pe care l-am propus? Eram în mail-uri și asta nu. Bun, hei, hey, salutare, 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 dragi, între show-uri. Salut, între show-urieni. În primul rând, cred că am ajuns la maturitatea potrivită. Așa. Să le mulțumim tuturor fanilor că sunt aici alături de noi și că ne-au susținut acești 18 ani. Fani. Mamă, da, sună de parcă ne retragem. Păi da, asta zic, da. Oricum, ar sună ușor, așa, ușor. Vă mulțumim. Bă, fraților, vă mulțumim foarte mult că sunteți, ați fost alături de noi, da, în acești 18 ani. Noi facem 18 ani. Ah, like, tu ai făcut. Noi am făcut, mai târziu, tu ai făcut în primăvară 18 ani. Păi și voi nu în toamnă. În toamnă, noi suntem tineri, mă. Da, mă, dar tot anul ăsta. Deci da, anul ăsta. Acum am făcut. Deci noi cam în octombrie m-am apucat eu, tu te-ai apucat în noiembrie și noi sărbătorim 10 ani de când avem clubul sau 11. Și 11, mai mult, 12 ani. 12 ani de când... 13 ani. 13 ani. 13 și ani. Și culmea știi care? Că noi în ăștia 13 ani n-am sărbătorit niciodată aniversarea. Am făcut doar prima dată. Nu știu dacă am făcut la un an de zi. Nu cred că am făcut la un an de zi. Cred că la 2. Parcă așa. Și apoi nimic. Nimic. Bă, dar nici măcar n-anunțăm. Adică suntem la nivelul ăla de... Și vine acum, nu? Era pe o dată anul cu ziua ta. Anul trecut eu am că a fost chiar de nu ziua... Nu cred că era chiar pe 11. 11-10. Cam așa, da. 10 cam așa. Noiembrie, parcă, da. Bă, știi ce? O să aflăm. Hai să vedem când a picat în 2009. Da, mă, pe 10, ce da, chiar, pe chiar. Că am făcut trebuia să fie în weekend, nu? Da. Cred că pe 10 noiembrie. A, deci e ziua la de naștere lui... a clubului. Ah, ok, 10 noiembrie. Cred bine, că... vezi și tu acolo în 2009. Deci, în 2009. Eu anul trecut am sărbătorit 12 ani de Club 99 în stilul propriu, cu povestea foarte simpatică, cu sticla de Chivas Royal a lui Vio. Ah, da. Deci, da. Nu știu că exact. Eram plecat. Da, erai plecat și am venit, eram perpelit. Așa. Eram băut e puțin spus. Și când am ajuns aici în green room, în studio, era pe masă, o sticlă pe masă aia, era o sticlă de Chivas Royal. Și am luat sticla, eu am presupus din prima că este o sticlă pe care să o bem noi de ziua noastră, oferită de Narcisa și compania, și am luat sticla de whisky și am urcat pe scenă și le-am dat tuturor oamenilor de băut. Am băut din ea cu gura, le-am dat... Ți-ai făcut o biberon? Da, mi-am făcut o biberon. Așa? Și am terminat-o, îți dai seama că am terminat-o. Deci pe 13 sau 14 noiembrie, 13 a picat vineri, 14 noiembrie... 13 atunci. 13 noiembrie, da. Deci pe 13 noiembrie, adică duminică, serbăm 13 ani de Club 99. Da. Felicitări, yes, fraților. Mulțumim, bravo, frate, bravo, bă, bravo. Da, bravo. Și atâta nepăsare... Să știi că rar vezi la patronaș. Bă, da, și asta... Adică, da, bă, să nu facem, aniversăm, da, niciun să aniversăm, an. Să da, nu, putem să adică, aniversăm ceva. Și a fost bine, a fost, adică nu-i de parcă te doare sau ți-e rușine cu ce s-a întâmplat. Da, e așa un fel de... Bah. N-am fost, bă, niciodată noi oamenii care să știe să se vândă, mă. Mm-hmm. Da, bă, și știi care... Am și atras oamenii care să nu fie oamenii aia care să vândă. Da, 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 da. Am și atras oamenii care să fie, bă... Trebuie să ne întâlnim să facem ziua Narcisei. Da. Cam i-am luat cadou și alte, da, lucruri. Da. N-am mai făcut nici asta. Da, chiar. În fine, da. Oricum, la mulți ani. Okay. Bă, la mulți ani, da. Mulțumim. La mulți ani. Și încă o dată mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit, care au venit. Da. Un shout-out pentru lumea care a fost drăguță, care a venit la sala Palatului să vadă același material ca aici. Și care o să mai vină și la anul. Și care o să mai vină și la anul ca să vă mulțumim în avans celor care o să veniți la anul. Nu putem să facem sala Palatului în 2023 cu același material. Vă rog. Ca în 2022. Ca în 2022, vă rog eu frumos.
Da. Adică ai ocazia să vezi un material nou. Bă, și dar slab? Să știi că, uite, fii atent, nu, dar fii atent. Că tu aici ai de sprijinit. Hai să rugăm oamenii să ne sprijine. Dacă fiecare om care a fost la sala Palatului în 2022, da, zice la trei oameni, bă, eu nu mă mai duc, dar duceți-vă voi că show-ul e bun, l-am văzut eu. A, pe eu, face... cred că, da. Eu cred că putem să facem, că din aia trei nu vin toți, dar da, dacă cel puțin unul vine, putem, deci, să facem cu același Palatului material, da, și cu un show verificat, fiți atenți, da, un show verificat, da? La cererea artiștilor, la cererea artiștilor. Să mai faci, să mai punem cu un show la sala Palatului. Să facem, știi că noi ne gândeam anul ăsta, ne gândeam că poate facem două. Poate facem două, da. Da. Și n-am făcut. Nu, hai să-l facem pe al doilea la anul. Da. Uite, o idee foarte bună. Că toată lumea care face la sala Palatului, toată lumea, mă rog, mulți care fac la sala Palatului fac două, trei, știi? Da. Facem și noi două, dar la una în distanță. Ce, trebuie, da, să fie la o zi distanță? Mm-hmm. Da, așa facem. Da, da, mm-hmm, fain. Super. Hai tare să facem do acest the do the thing. Cum am putea să traducem în limba română shout out? Strigare? Strigătură? Strigătură. Hai să facem, facem o strigătură. O strigătură de bine. Da. Ok, o strigătură de bine pentru prietenii noștri de la Vladila. Da. Vladila, care, dacă vrei să faci un mic... Vrei să strici. Ai filmat deja? Da? Ok. Atunci... Intră acum și e voice-over peste asta. Da. Vladila. Pronuntat fara... Vladila. Pronuntat fără fara diacritice. Așa. Creator și producător de tapet, țesături și mobilier. Toate modelele sunt desenate manual și ulterior imprimate pe tapet. Țesături. Site-ul http://vladila.ro. Oamenii sunt foarte tari, puteți, bă, da, să-i urmăriți și pe Instagram ca să vedeți ce chestii minunate fac. Da, și ne-au făcut toată... Pereții ăștia ne-au făcut caricaturile alea, ne-au făcut... modelul foarte, foarte tare. Da, ne suntem... Ia să intru și eu. Casa și de apoi... tapet, Vladila... Da, mă, sunt am foarte tare. Am primit un cadou. Am primit, așa, un cadou care m-a costat 20 de lei transportul și cartea nu cred că face... Bă, yeah, dar tu, deci tu n-ai cerut-o? Ai vorbit cu... Nu, cu n-am cerut-o, doar poate... că... Poate acum, bă, pentru ea. Pentru ea o să fie foarte ok și pentru mine, căci... mă interesează domeniul. Este domnule Costel Bojoc. Sunt plăcut impresionat de realizările dumneavoastră și spectacolele de stand-up foarte reușite. Spun asta cu toată sinceritatea. Da. Aici e o problemă. Aici e o problemă. Să, dacă nu o spunea cu toată sinceritatea, poate îl credeai. Da. Dacă nu era această propoziție, spun asta cu toată sinceritatea, îl credeam. De ce să mai adaugi chestia asta dacă e o fără... De ce bănuiai că nu te cred? Da, de ce bănuiai că nu te cred? Bă, crede-mă. Bă. Bă. Înseamnă că nu e, nu îi, yeah, plac și nu sunt toate foarte reușite. Una din două. De aceea vă ofer cadou cartea scrisă de mine, Remediu Homeopat, paharul cu apă, volumul 1, în speranța că ea va fi un ajutor pentru sănătatea dumneavoastră. Am luat această hotărâre în urma vizionării podcastului Da Bravo, în care îi povesteați domnului Mihai Bobonete preocupările pe care le aveți în ultimul timp referitoare la dezvoltarea spirituală pe care o urmați de ceva vreme. Această carte poate fi o picătură de informație care, adăugată fluidului divin cu F și D mare, deja existent, să completeze spiritul dumneavoastră. Vă urez multă sănătate. Stimă și respect, autorul cărții Mihai Ionescu 076. Așa. Autorul consideră că promovarea acestei cărți, gratuită în format PDF, ar putea schimba ceva în societatea românească, chiar dacă este realizat în variantă comică, așa cum a procedat Silviu German. Căutați pe YouTube Silviu German, paharul cu apă. Cartea se descarcă gratuit de pe Facebook. Este suficientă o simplă căutare. Iar acum să vă citesc la întâmplare, am deschis cartea și am să vă citesc că... Here we go again. Diluția D again corespunde din punct de vedere material cu jumătatea din diluția CH. De exemplu, CH6 este echivalent cu D12, deși diluția CH6 are un efect un pic diferit de D12, pentru că soluția D12 este dinamizată de 12 ori, pe când CH6 doar de 6 ori. Alegerea diluției a fost și este încă o controversă mare în homeopatie. Unii folosesc diluții până la D6, alții diluțiile medii, în timp ce alții folosesc numai diluții înalte de la D30 în sus. Sper că v-am făcut curioși. Da.
Mulțumesc, Mihai Ionescu, pentru paharul cu apă. Da. Sper să, o să citesc cartea asta la bătrânețe, când chiar o să fie nevoie de un pahar asta cu apă la pat. Asta vreau să te întreb, dar tu așa cu vârsta te duci, adică tu te duci așa cu spiritualitatea, n-am vrut să râd cu tine. Adică nu, și eu sper că nu te-a tras curentul de la cum mi-am dat ochii peste cap câți. Eu, adică mă gândeam, mă întreb, ok, scuze. The power of Christ. Dar da. Nu, mă întrebam dacă cu vârsta e mai mult sau se mai Băi, cu diluiază, vârsta diluții. Nu se diluiază. Eu am o credință alopată. Zi-mă. Nu e homeopată credința mea. Nu, mă duc cu credință căci e importantă pentru mine. Adică? Cum adică? Păi... Cum adică? Nu te așteptai la un follow-up question? Bă, nu, pentru că nu am de ce să dau explicații. Dar nu mă cum trebuie să dai explicații. Eu îmi întrebam dacă, eram curios, dacă cu vârsta e mai așa sau ești la modul, bă, nu mai am timp de astea. Marionistos. Nu, cu vârsta e mai mult. E mai mult. Adică, mult stai drumul. Adică mă gândeam dacă cu vârsta totuși ai 40 de ani, adică poți să o lași pentru 60. Păi da, mă, dar încet. Ce mai faci la 60? Tu știi vreun om care să fi fost super credincios la 20 de ani și să fie necredincios la 60? Adică clar drumul e... De ce ăla-i drumul? Ăla-i drumul, clar. Da, pe de altă parte credința e unul... Paharul cu apă e doi, adică... Da. Da. Nu știu dacă o să o citesc sau ceva, dar că nu mă... Eu sincer... Deși să știi că eu văd o legătură foarte puternică între credința religioasă și credința în... homeopatie. Mambo jumbo în general. Pentru că, dacă stai să te gândești, până la urmă... Nu, dar fii atent. Da. Credința religioasă e foarte, foarte importantă și foarte mulți oameni, mai ales cu vârsta, ajung în punctul ăla. Nu asta discut. Zic doar că în momentul în care ești credincios, religios, da, ești dispus să crezi fără dovezi. Și atunci, dacă ești, dacă te duci pe drumul ăsta de a crede fără dovezi, începi să crezi tot felul de lucruri care e adevărat. Sunt, știi? Asta e adevărat. Adică nu zic că trebuie, nu zic că se întâmplă, dar e deschisă ușa. Știi? Dar este pentru, cum ai zis, credința religioasă. Da, nu, dar ziceam doar că de multe ori oamenii care sunt credincioși religios cred și în tot felul și, de... Da. Și conspiraționiști, nu? Da, pentru că trebuie eu doar sunt... să crezi și este. Și atunci orice... Da. Eu am o foarte mare... Eu știi cum crește mie credința? Și acum tu unde mai ești pe spiritualitate și credință? Eu sunt în oameni, cred foarte mult, în oamenii credincioși. Aia mă întărește credința. Adică, dacă întâlnesc un om credincios care crede foarte mult în Dumnezeu, îmi dă și mie încredere să cred. Oh, that's nice. Și atunci sunt mai mult cu asta. Dacă e cineva, uite, am fost și mi-am făcut un masaj la un băiat care e, zici că e varianta personajului din Green Mile, ăla mare, negru, da, așa, da. Pe alb. Este o nameră de ob. Eu cred că omul ăla bea 2 litri de apă odată. Mm. Când îmi făcea, asta zic, că făcea masaj și la un moment dat a luat o pauză de apă și eram, pur și simplu, eram într-o transă, eram foarte relaxat, stăteam așa și am auzit eu nu mai s-a făcut sete când am ăla. Da. Și n-am vrut să-mi deschid ochii, dar probabil nu mai era apă în Buzău în lumea prezentă. Ce faci, Mario? Bine. Dacă aveai ceva mai interesant, mai stăteam cu tine. Dar de ce ziceai de el? Așa. Și după ce mi-a făcut masajul ăsta și mi-a făcut reflexo și mi-a zis că s-a uitat la mine și mi-a lucrat pe ficat, eu nezicându-i nimic pe zona asta și mi-a spus că am lucrat pe ficat. Că venisem cu punga aia de 6 sticle de bere. Da, a fost ok, super tare. Și mi-a făcut reflexo foarte tare și mi-a zis să beau multă apă. Vezi remediul homeopat aici. Tot se leagă, frate. Și să mănânc niște tabule, niște pătrunjel cu roșii. Și mi-a zis că chiar dacă are foarte multe chestii. De ce fix tabule? Nu știu, așa mi-a zis, să mănânc tabule. Că după masajul ăsta ce mi l-a făcut, să mănânc tabule, salată tabule. Și după chestia asta mi-a zis să știi că toate zonele, toate lucrurile astea din cabinetul meu, că era, avea și fața lui Buddha și tot felul de... A, era, tu ai fost la cabinet, la cabinet n-a venit acasă,
mi-a zis să știi că eu oricum sunt cu Dumnezeu, eu tot timpul lucrez cu Dumnezeu. Și a fost, atât am avut nevoie să zic, da, omule, sigur că da, așa este. Și îți mulțumesc că faci asta. Cu asociați de ăștia, dai seama. Normal, a fost, sigur că da. Și am plecat cu Dumnezeu la mine acasă. L-am luat de la el, Dumnezeu fiind foarte mare, am luat cât era la el foarte mult și mi-a dat și mie, păi mi-a dat și mie, am dus acasă. Dumnezeu. Și unde faci asta? Vreau și eu să fac reflexul și... E foarte tare, îți recomand. La Mico. Da, vreau să merg. Studio ceva de genul ăsta. Să-l cauți pe Ciprian. Este impresionant. Mico, da? Deci un om foarte masiv, așa mare... Și cu un masaj, Jesus, man. Deci am plecat de acolo, eram terminat așa. Da, eu vreau, când făceam reflexul cu Septimiu, era foarte tare și aș vrea să mai fac. Și m-a părit la talpă. M-a părit la talpă? M-a părit la talpă. Deci de se simțea pe talpă când îmi făcea reflexul că spârea. Da, da, știu știi, asta. Acolo da. Când pârie... Da, să știi că la organe au corespondent în talpă și cum se zice, da, eu cred foarte mult. Da, frate, da. Și de la ce ne-am luat? Ne-am luat de la... Spiritualitate. Despre spiritualitate? Da, și sunt cele două lucruri care mă interesează și la care mă mai uit așa din când în când pe YouTube. Mă mai uit la trei. Acum sunt cu speakerii motivaționali. I like it. Ok. Deci mulți. Cine? Mike Tyson este unul dintre ei. Deci un Mike Tyson îmi place. Că e, da. Zice, mi-a plăcut foarte mult ce a zis Mike Tyson, că a zis că dacă tu crezi că banii ți-aduc fericirea, înseamnă că n-ai avut bani. Înseamnă că n-ai avut bani mulți, că money buys happiness, înseamnă că n-ai avut bani, adică n-ai avut bani mulți dintre ăștia, știi? Da. Păi da, dar e exact aceeași chestie pe care a zis-o, cine a zis-o, Andy Warhol? Cu alea 15 minute de faimă? Așa, ce a zis? Că a zis că, sper că mi-au cam aminte corect, era Andy Warhol care a zis că speră că în viitor toată lumea o să aibă 15 minute de faimă. Ideea era tot asta, ca să-ți dai seama că... Da. Că nu-i nimic acolo, e o gestă neluge. Nu e nimic acolo, dar să-ți dai seama că nu e ce crezi. Da. Știi? Dar pe de altă parte la asta cu banii... Da, adică înțeleg... El a avut o grămadă de bani, i-a pierdut și mi se pare că s-a împlinit și a revenit Mike Tyson, mi se pare tare. Da, și a revenit și e bărbat așa, inspiră foarte multă încredere. Zici. Și viață. Și Mike Tyson? Controversată poziția. Da, tocmai că spune multe despre... Mi se pare are un dialog cu Sadhguru și vorbește despre frică și zice că a avut multă frică o perioadă lungă din viața lui. Da, știu. Și că frica îi ține pe oameni să fie, să acționeze, să facă lucruri, multe lucruri. Așa, alt lucru? O altă chestie care mi-a plăcut, nu mai știu cum îl cheamă, uite, eu mă uit acum la Jim Rohn. Jim Rohn este un tip care a fost pionerul speakerilor motivaționali. E prin anii 60-70. În America a pornit că prin anii 20 chestia asta. Și Jim Rohn este unul dintre primii și are un discurs de 4 ore unde poți să vezi o proto-motivarea, proto-speaker. Deci nu era chiar motivațional. Ba da, avea chestie dintre astea. Uite, câțiva pași. Te motiva, pași, dar nu așa tare. Câțiva pași pentru succes. Prima este să-ți schimbi filozofia. Dacă filozofia ta de viață așa nu te ajută, schimbă-ți filozofia de viață și de acolo mai am de văzut că... Așa nu, dar ziceam al doilea lucru la care tu zici. Asta așa, la ok. Motivare. M-am mai uit la chestii spirituale, felul. Sadhguru, de-al de Krishnamurti, la. Și trei, inteligența artificială. Impresionant. Nu? Ce se întâmplă acum cu inteligența artificială? Nu știu dacă urmăriți. Dar e tot spiritual și pe asta? Sau? Nu. Nu. Este efectiv la polul opus. Este, cred că, this is the future. Păi. Și cel mai fain este că îi urmăresc pe oamenii care se ocupă de proiectarea acestor conștiințe artificiale. Sunt incredibili. Nu sunt încă nici pe aproape conștiințe. Nu sunt încă pe aproape. Nu sunt nici pe aproape, adică nu... Dar ce a fost foarte interesant, după ce au, că ăștia pe care îi urmăresc eu sunt despre limbaj,
Deci roboți care lucrează cu limbajul. Deci ei acumulează foarte multe informații și apoi răspund în funcție de limbaj. Și de tot timpul e un proces. Și zicea la un moment dat unul dintre ei că dacă se duce de partea inteligența artificială și cum lucrează el, că oamenii trebuie să ajungă la un nivel foarte mare de pozitivism, pozitivitate, ca să putem să ne descurcăm cu inteligența artificială. Deci e un tip care zice, eu pentru a proiecta aceste sisteme de inteligență artificială, trebuie să fiu o persoană foarte pozitivă, super optimistă, fără gânduri negative, fără vibrații nasoale. Foarte interesant asta. Păi, dacă ajungi iar la vibrații... Mă rog, vibrații... Deci te uiți tot la AI din perspectivă spirituală. Da, omul zicea că trebuie să ajungă să gândească pozitiv. Ok, vibrație, zic... nu știu exact de ce. Ah, ok. Nu știu exact de ce, dar asta e urmărind, nu știu dacă ați văzut ce face inteligența artificială acum, ce lume creează. Mm-hmm. Ați văzut? Poți să vă arăt? Da. Yeah. Este impresionant. Face niște portrete, deci dai niște date și îți face portretul lui Morgan Freeman. N-ați văzut alea? Da, mai cu generate. Generate de... Imagini generate de AI. N-ai făcut niciodată. Dali, alea, nu știi? E foarte catenică. Învață cum arată diverse lucruri și după aceea poți să... pui să-ți deseneze, poți să zici, o broască îmbrăcată la costum care face grătar. Și îți desenează patru variante de broască îmbrăcată la costum. Îți creează niște grafice și niște decor. Nu am acum, dar poți să te uiți. Ia. Extraordinar. Ia că eu aveam asta, Dali, parcă. Ia să facem asta, ia să vedem asta, broasca cu grătar. Da, deci niște chestii foarte, foarte interesante. Și dialogul cu roboții este extraordinar, cu inteligența artificială. Foarte mișto. Unde cred eu că au momentan o bubă? Că ok, jucatul de șah, da, să luăm exemplu ăsta. Inteligența artificială când e să joace cu un om, șahul bate de să cacă pe el, da? Că își vede toate soluțiile rapid, e o mașinărie și îl distruge, da? Învață imediat să... Ok, poate să învețe istorie, informațiile alea. Eu cred că unde au bubă e la a fi amuzanți, la a face glume. Dar știi că e și un robot de stand-up. Da, făcut, dar nu cum? Este. Nu, e știu, l-am văzut pe Netflix. Aia cu robotul nu este. Băi, băiatule, inteligența artificială să fie amuzantă e la an distanță. Dacă am ceva față de inteligența artificială este faptul că am funnier than they. Fii atent. am zis așa, frog dressed in a suit barbecuing în ce stil? Ce? Baroc. Ce? Nu, premodernism. deci ce, un stil de antic. Desen de, sau vrei să fie poză realistă sau un stil poză de poză realistă, mie nu-mi place arta. Nu înțeleg. Ce nu înțeleg bar. Da, e bună. Și a ajuns tot așa, a ajuns un robot la un moment dat să se enerveze sau cumva să se, nu s-a enervat, dar a ajuns la un dialog foarte, că ne enervați, că vrem să vă distrugem pe voi oamenii. Era roboată. Stai așa. Așa, acum... Le generează, da. Uite. Vezi, a făcut da. O broască... Uite. Asta e chiar caterincă. Bă, man, deci este cum... Îți dai seama că nu mai ai ce să... N-are pantaloni. Da. Te-i face cam... patru variante tot timpul. Este o broască îmbrăcată la costum care face grătar. Ce mai poți să mai zici că poți să fii tu artist? Dar nu e realistic fotograf. Nu e, a canat o bară că arată pictură, nu arată... Arată pictură, asta e fix pictură. Da, nu arată fotografie realistă. Da, mă, dar într-un an, vai... Bă, eu m-am uitat acum ieri pe YouTube, am o recomandare. Bă, este... Efectiv, ore în șir am stat pe YouTube și m-am uitat la canalul, se numește Business Insider și au o serie care se numește So Expensive și efectiv îți explică de ce sunt multe lucruri scumpe. Bă, de la legume, adică de la plante la, nu știu, fructe de mare la tot felul de, nu știu, obiecte. Bă, este atât de mișto.
Deci am, stai să, uite cum am și notat. Și pe bilete mie, la bobone. Ce? Bilete la bobone. Uite, au o fază, de exemplu, uite. Pian, e gluma! Pianul așa. Steinway, de ce este foarte scump? De ce sunt seturile de șah folosite la campionate scumpe? Și foarte interesant că explicau acolo o treabă care mi-a plăcut foarte mult, că cea mai grea piesă de făcut la șah e calul. Că acolo, deci restul da. Pieselor le fac în câteva minute și la cal stau ore în șir. Pentru că e singura piesă care trebuie, la care trebuie lucrate multe unghiuri și așa, și e singura piesă care e realistă oarecum. Trebuie să arate ca un cap de cal față de niște, așa. Bă, da, foarte sare de stuf în Kenya, Reed Salt. Arde aia stuful și fac sare. Cuțite japoneze, oglinzi făcute din metal în India. Quinoa în Bolivia, de ce e scumpă quinoa? De ce e scumpă quinoa în Bolivia? Da, da. Nu, de ce e scumpă quinoa în general? Da, ok, așa, da. Da, ok. Ceramică în Maroc, Yasomia, de ce... Bă, este ceva extraordinar. Și ți-ai notat astea? Da, mi-am notat toate astea doar așa, ca să nu uit de Băi, subiecte. Trebuie neapărat Bă, să este extraordinar. Bine, cele mai multe, dacă te uiți mai ales pe artizani, pe meșteșuguri, pe astea sunt din Japonia. Pentru că japonezii să moară Gibilan. Voiam să zic Habibi, dar n-am vrut să amestec culturile. Să moare Gibilan. Gibilan-san. Să moare Gibilan-san. Bă, japonezii sunt altă specie, mă. Sunt altă specie. Efectiv, nu există o activitate cunoscută omului pe care japonezii să nu vrea să o ducă la perfecțiune. Adică e ceva... Bă, sunt altă specie. În ADN, pardon, nu în sânge. E ceva incredibil. Că tot timpul, orice fac, zic, da, vorbeau la un moment dat de țipar, că se mănâncă mult țipar și că e foarte scump, că probleme, schimbări climatice, probleme, nu mai sunt țipari să-i crească, mă rog. Și zice unul care avea un restaurant specializat pe țipari, că zicea că, da, în branșa noastră se spune că 3 ani să înveți să pui țiparul pe frigăruie și după aia o viață să îl prăjești. Și efectiv întorceau niște frigărui cu țipar de pe o parte pe alta pe cărbuni. Zicea, da, asta înveți până mori. Până mori tu încă n-ai învățat să prăjești țiparul pe cărbuni. Și te ia așa un pic de, bă, înveți. Adică, m-a luat-o pe așa, îl faci, îl... Nu e atât de... Că la fel, îți dai seama cum ar fi fost să facă ei mici? Mamă, Doamne! Că la mici, știi că e chestia asta cu căutarea micului pe japonezii? Cred că le distrugi țara dacă le introduci micul. Ei, toată țara o să înceapă să înțeleagă cum să, o să fie. Dar 50 de ani am învățat să fac un mic. Da. Dar japonezii mănâncă mai puțin prăjit, nu? Sau sunt... Cum să mănânce... mai puțin prăjit. Au tempura, au chestia aia, tempura care e pane, de fapt toate tempura, alea pane. Tempura, da, e pane. Păi făceau mici pane, asta este, mici tempura. Pane, mici pane, mici tempura. Da, n-aș fac în același mici tempura sună în jurătură într-o limbă pe care nu știu. Mici tempura mea. Mici tempura. Mici tempura. Mici tempura mea. A, da, chiar că sună mișcă tempura mea, mici tempura mea. Mici tempura mea. Da, dar să și duc în zone din astea, zic eu care știu. Nu dau de asta, de sunt concediați să sinucid și că da, 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 sinucid. Păi da, gândește puțin dacă ai văzut documentarul ăla cu sushi, da. Hero Dreams of Sushi. E un documentar despre Hiro, unul Hiro, un bătrân maestru de sushi, care are un restaurant, una, două stele, nu știu, care e în metrou. Deci el are așa o chichineață, o chestie cât e camera asta, unde face un sushi de mori. Și el are vreo nu știu cât dracu are, 60-70 ceva de ani, nu știu cât are. Și fisul este încă ucenic, ăla are vreo 50 de ani. Și fisul a avut de ce, nu știu... Da, mă, nu, dar a fost o chestie asta, că nu, dar nu mai știu exact și nu vreau să stric povestea. O chestie asta, gen că 10 ani l-a ținut numai să facă orez. Deci la 10 ani, zi de zi, se ducea și fierbea orez. Ca să învețe perfect să fac orezul. Și e foarte așa că ce bine m-a învățat tata că să fac. Adică au un nivel de perfecționist de la care, da, clar, te arunci imediat, te omori. Nu se mai fut? Japonezii nu se mai fut. Exact ca urși panda. Ce faceți, mă? Nu, da, pe bune. Dar eu nu cred că, adică... Cred că nu se mai fut că au tot încercat să o facă perfect și au dat când le iese și bă, ne lăsăm de asta. Până același timp, eu fiind cunoscător al naturii umane... Ați zis, japonezii sunt alte specii. Cred că fac chestia asta nu neapărat în ideea de a găsi perfecțiunea,
cât în a-ți da o formă de identitate. Că automat, tu dacă, că foarte repede poți să ajungi la, să te plafonești și să nu mai, practic să nu mai, să mai faci. Ei rămân în meseriile alea și normal ca mindset, mai degrabă trăiești cu impresia că bă, eu niciodată nu o să fiu perfect la asta, nu o să fie suficient, că așa te ține în meseria aia. Nu cred că caută neapărat perfecțiunea. Cât bă, da, în primul rând caută. Dar în al doilea rând le dă o identitate. Who's to, oh, your lady friend got a voice. Zi, mă. Zi. Au perfecționat și sinuciderea. Au perfecționat sinuciderea. Au perfecționat sinuciderea. Da. Dar n-au făcut-o mai bună. Da, te-ai sinucis vreodată? Era suficientă cum era sinuciderea. Te-ai sinucis vreodată? Știi cât de bine se sinucide un japonez? Nu poți sinucis mai bine. Dar ce ai încercat? Asta încerc să spun, că vorbește gura fără tine. Da? Cum sunt aia pe YouTube? Bă, dar tu cât stand-up ai făcut de zile ăștia? Așa, tu de câte ori te-ai sinucis Viorele ca să știi tu despre ce-i vorba? Tată. Da, înțeleg. Da. O faci odată și bine. Dar da, eu înțeleg ce spui, că se identifică atât de mult cu activitatea pe care ca o fac. Ca să-ți dea un motiv să te duci a doua zi la muncă, mai mult de asta, pentru că dacă te duci și înveți și faci și țiparul ăla și bă, gata, știu ce pula mea, că tot timpul e chestia, ok, what's next? Da. Și având chestia asta că bă, niciodată nu-i fești, tu trebuie să perfecționezi sau cumva, e mai degrabă să te țină, nu zic întreg la cap, dar să dea un motiv să vii a doua zi la muncă. Un sens vieții. Un sens vieții până la urmă. Da. Cu aia că până la urmă de identitate e vorba. Bă, este... Mamă, frate, deci unde e reciprocitatea, frate? O viață simplă mi se pare nu cea mai... Nu există viață simplă. Mă, viață cu puține... Nu simplă, mă, o viață cu fără multe nevoi. La modul ăsta, să, tu să stai undeva și dacă să... ies să, și n-a cred bine, că da, n-aș, eu dacă aș face acum, dacă aș avea my own fucking life și cum mă simt eu și cum știu eu, deci pentru mine minimalismul este, dude, este atât de bine mi se potrivește, dar n-am cum n-ai să fac cum. Am încercat și copii, eu. N-ai cum. Fii atent. Ce înseamnă minimalism pentru tine? Bă, minimalism adică dus la efectiv la extrem, adică doar chestii pe care le folosești și momentul, de exemplu, și la haine. Momentul în care ți-ai o haină nouă, arunci una veche. Adică e la modul și tot, inclusiv la ustensile, în casă, adică atât de multe s-ar chestii. S-ar putea pe care ca minimalismul ăsta, ca idee și concept, să fie exact cum e baterii, cum sunt bateriile solare. Știi, toată zona asta, green. S-ar putea să polueze foarte mult minimalismul ăsta, pentru că tu cu o, iei o haină, arunci cealaltă, e, arunci, faci mult da, gunoi. Da, mă, dar minimalismul nu vine arunci, odată. Mă. Nu arunci, arunci la gunoi, o dai. O reciclezi, o dai, o... Păi nu arunci, mă, că nu arunci. De parcă iei un palton și dai pe la de altă eu parte, aici... sunt convins că ai mai multă grijă dacă iei un stil minimalist, îți iei chestii mai de calitate și ai mai multă grijă de ele. Da. Ok. Și mi se pare și în același timp e cred că și la cap e aceeași chestie. Ești ordonat eu în cap. Eu cumva. Ești mai nu ești încărcat uite, în cap. Uite, fii atent. Eu aș acum mă gândesc la chestia asta că ar fi foarte fain. O haină. Deci cine este în domeniul ăsta de haine? Fiți atenți și de vă pun acum că o să faceți milioane de dolari. Vechi. Ce altruist e, fii atent. Da. Deci o haină pe așa. Care să o porți, deci pe dedesubt să fie un material care să nu transpire, deci un bumbac, okay. Dar pe deasupra să fie un material plastifiat așa, care să se șteargă și poți să mănânci urât, să gătești, să mergi să la... Să te coci. În... Păi nu să te coci, păi să găsești un material care să te ajute dar să respire. Dar am văzut un material genul ăsta, există da? Deja, o chestie de pe care alunecă tot. A, am văzut la ăștia, Shark Tank, la americani. Da? Da, am văzut. Deci da, există? Da, există chestia, dar nu cu orice de... Milioane. O peliculă, milioane. Da, da. Deci, bă, tu știi cum, deci eu că vin că mă grăbesc, eu am un stil de viață pe fugă. Mamă, pare o reclamă la ceva. Da, teleshop. De viață, da, pe fugă. Sunt pe fugă vrei mereu. Să te aplaudăm când, la final când nu. Ții, când, și când, când ții prezentarea. Când ajung acasă, dacă e să le fac copilor de mâncare sau așa, bă, n-am cum să nu mă pătez. La un moment dat, am... Mă, zici că e la absorbante acum. Da. N-am cum să nu mă pătez. Și mă stropesc. E încercat nouul. Cu ulei, am cu ulei. Deci sunt toate hainele îmi sunt pătate. Scurge ulei.
Nu cu ulei dintr ăla. Bă, dar fii atent în fază. Vorbeam cu o prietenă acum de curând, care îmi zicea că s-a cunoscut cu un băiat care e foarte ordonat, da, e ordonat aproape către problemă. Da. Obsesiv compulsiv. Și eu i-am zis o chestie, uite, dacă tu ești atât de sensei la natura umană, eu i-am zis o chestie de care vreau să-mi zici dacă am avut dreptate sau nu. Mm. Pentru că eu i-am zis, bă, ai grijă, pentru că de obicei oamenii foarte, foarte ordonați sunt geloși și posesivi. Eu văd o legătură, am văzut brusc o legătură, a venit fluidul divin în creier. Dar, bă, dacă ești foarte, foarte ordonat, ești foarte, dar la modul ăsta obsesiv, adică nu așa că îți place ție să fie curat în casă. Dacă ești de ăsta de, am venit la tine acasă, ți-am mutat ăsta și tu-l muți la loc, acolo trebuie să stea, eu cred că asta e legat de o natură care este foarte, foarte obsedată de control. Și eu nu cred că accepti ca partenerul tău să nu fie exact în filmul ăla de ordine și de, bă, unde te-am pus acolo stai. Foarte interesant. Sunt foarte mari șanse să fie așa. Foarte mari șanse, într-adevăr. Dacă ești în zona aia. Ceea ce oricum e ciudat pentru un bărbat să fie așa. Da. E foarte... Nu, eu n-aș vrea să trăiesc cu așa ceva. Da, mă, da, bărbații da, ordonat, general... adică asta e chiar e atât ești de ordonat. Da, 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 da. Și eu sunt ordonat. Nu, 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 că te știu, nu, 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 e vorba de asta, de ți-am zis, de dacă te duci la om în casă și muți o chestie într-o parte, se duce și pune a, la... bă, aia nu da, e ordine, e un adevăr, tata. Dacă ai mindset-ul ăsta așa, automat se poate aia duce... nu e ordine, nu? Ești ordonat. Nu, se duce imediat în... Da, da, bă, unde ești? Unde, da, ce faci? Da, da, trebuie da. Să știi, adică trebuie să controlezi toată realitatea, trebuie să o ai sub control, da, știi? Că da. Până la urmă, ordinea asta înseamnă a subordona realitatea, înseamnă a fi stăpân pe realitate. Și cum dracu să ai o femeie care nu știu unde e sau ce face sau cu cine e sau adică e gen... Și ți-am zis, bă, vezi că s-ar putea foarte ușor să ducă în posesivitate din aia. Da, 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 da. Da, mă, da, pe de altă parte și nici în cealaltă. Nu știu, eu sunt curios. Ia să o întreb, că sunt foarte curios dacă... Dacă așa e. Dovedește să fie așa. Da, da și eu vreau să fac follow-up la cazul ăsta, că ți-am zis, am avut așa de nicăieri ideea asta și păi am fost, bă, interesant, vreau să verific. Depinde și de... Cât se are băiatul ăsta? Peste 30. Peste 30. Bă, da, adică nu știu, pentru că în mine acum Cezar intră, adică din ce în ce mai, nu, mai ordonat față de cum cât de dezordonat eram. Da. Dar cred că în viitor așa mă văd, adică fără chestii în plus și mai organizate că îți simplifică foarte mult viața, da. Foarte mult. Eu nu pot să adopt un stil minimalist pentru că am neamuri multe din Moldova. Și ce legătură, și ce legătură au? Pentru că, uite, eu când noi când ne-am mutat în apartamentul ăsta de stăm acum, okay. Toată mobila și toate lucrurile celelalte vechi le-am lăsat la Albești. Da. Deci noi am mobilat cu ce aveam mobila, am mobilat Albești și gata, am zis că aici ceva nou. Și am pornit într-un stil minimalist. Până au venit ai mei, rudele mele, fratele meu, sora mea, copiii, maică mea și o mătușă de-a mea și au dormit la mine acasă. Și când i-am văzut pe jos pe toți, saltele, pături, la, soția mea a fost, noi nu avem cum să trăim minimalist. Și avem acum, cred că, 14 paturi. Păi da, mă, dar una e paturi, că vin oameni să doarmă la tine și alta e să ai... Paturi, dulapuri, vin ai mei, păi da, de fiecare dată vin cu un sac de haine. Păi da, mai cumpărați haine, că vă aducem noi haine. Aia, și aia noi o problemă. Să fim genul ăla de oameni care că ai, da, mă, dar faptul că ai paturi și dulapuri, că ai nevoie de ele, că vin oameni să stea la tine, aia nu e... Adică... Da. Nu înseamnă că nu e minimal. Că minimalist, până la urmă, înseamnă ce-ți trebuie. Tricouri, două pantaloni, patru perechi. Da, dacă vine sorta la tine să doarmă, îți trebuie un pat în care să doarmă sorta. N-ai cum să-i bă în paie rău, dorm pe jos, că eu sunt minimalist. Hostele, așa se zice la sărac, la... Nu, eu sunt minimalist rău, eu sunt, da, minimalist. Trebuie, am... Să adună, frate, jucării. Normal, normal. Să adună jucării. N-ai mă deci, cum să fii cu copii. Eu minim. Cred că la, dacă mai continuă cu Lego, deci cumpăra cadouri Lego, eu pot unuia dintre ei, celui mare, lui Paul, o să pot să-i fac o casă din Lego. Da. Bă, asta cu jucăriile e foarte aiurea. Pentru că se transformă în chestia asta de a cumpăra o jucărie nouă. Mm. Și nemai avut, adică ai văzut cum se consumă jucăriile. Da. Le iei odată și apoi gata, să da, joacă o zi, la Lego, două. Mă, că... Da. Bine, pe de altă parte, știi ce mă gândeam? Eu am avut un pic de Lego când eram mic
Și știi faza? Știi la ce mă ăla, Lego ăla care nu e deja o formă, ci o faci tu. Da, faci tu. E foarte mișto, e foarte mișto. Pe mine ce m-a vrăjit când eram copil cu Lego e că aveam blocuri colorate. Unele erau mai specifice, mai aveau niște chestii așa, sau omulețe, erau pictați într-un fel. Dar mare parte erau blocuri din care făceai tu ce voiai, știi? Și acum este nava spațială din Star Wars. Da, da. Este, are bucăți care sunt nava spațială din Star Wars. Nu poți face altceva. Aia a fost. Da. Nu să mai faci cu ea. Nu poți să creezi altceva. Da. Sau aia a fost. Da, eu am, pentru că sunt și eu în zona Dar mi se pare, stai puțin. Acum o să dau un conspirație. Stai puțin. Eu cred că Lego a făcut intenționat chestia asta. Ca după să tot cumperi, bineînțeles. Da, da, normal. Pentru da, că ai luat nava, ai luat nava, acum gata, ai făcut nava, ai numai făcut ce nava, să faci după cu ea. Cumpără altă navă, știi? Da. Da. Că dacă ții o găleată de piese de Lego și după aia din ele faci 43 de lucruri, nu mai cumperi altă găleată. Deci sunt cutii întregi, am cutii mari, mari cât măsuțele astea pline de Lego. Da, 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 da. Și știi ce am făcut la un moment dat? Că uite, eu sunt în zona aia de ordonat. La un moment dat le-am luat pe toate și le-am sortat. De... Yes, indeed. Asta e ciudat. Da. Le-am luat și l-am sortat. Este, sunt, arată-mi bursulețul ăla unde te ati. Bă, da, ce dubios stau. Deci le-am luat piesele mici, le-am pus într-o cutie așa, după aia piesele de cuburile cu patru. A, dar stai puțin, că asta e ok. Eu am crezut că le-ai împărțit pe culori, pe alea, pe... Nu. Dar le-am pus pe mărime, astea mici într-o cutie, alea mai mari într-o altă cutie, celelalte bucățile mari pe care se construiește în altă cutie. Și roțile la fel le-am pus separat, că își bat joc de ele, este efectiv, eu nici nu știu ce fac cu ele, trebuie să le ard de sărbătoarea aia, de Sfântul Sâmbrus, cum se cheamă, de ard. N-ai mă ce să faci. Nu știi că se întâmplă chestia asta, e o tradiție la noi, este un sfânt, e o sărbătoare unde se ard lucruri. Știți de asta? Ați auzit? Nu. A, dar cauciucuri lângă la Călăraș sau unde? Bă, da, dar este peste tot. Este și la Câmpul Lung când am fost în vacanță, când am ieșit din casă. Deci eram într-un sat, Valea Mare Pravăț. Și am ieșit din satul respectiv, am ieșit din curte și erau niște vecini de acolo. Și să veniți că facem un foc mare astăzi. Astăzi e mare sărbătoare. Și deci, seara ne-am luat copii. Aveți voie să faceți un foc mare? Da, erau acolo. Cât de mare e? Hai să vedem, venim sigur că da. Și ne-am dus acolo. Bă, fraților. Vrăjitoare? Era the funeral pyre dintre ăsta. Deci era un lemn cu brațe, așa, cu ramuri cioplit. Ei toți îmbrăcați niște cerceafuri albe. Doar că nu cu negri, cu... Și plin de cauciucuri. Și am fost, când am văzut cauciucurile, am văzut copii, mergem frumos. Știam că e o chestie numai pe la Călăraș sau... Nu, e... Că ei au obsesie să ardă cauciucuri. Da, se mai întâmplă și... În alte părți? Și în alte părți. Nu știam să mă uit dacă știam. Eu știu că dacă le dai foc la asta e super poluare. E mega, foarte toxic. Și să dea oamenii să stai acolo lângă focul ăla. Era, hai mergem acasă, închidem geamurile. Și sobă pe gaz, nu pe lemn. Sobă pe gaz, da. Este groaznic să tragem. Și am fost, când dați drumul la foc, ca să știm să închidem. Și am închis, apropo, o chestie dintre foarte nașpa. Deci eu stăteam și culcam copii și Irina ce a făcut, a pus un tricou pe o lampă, dar nu era LED, nu era nici bec dintre ăla economic, era dita mai becul ăla. Și la un moment dat stăteam în pat, copiii au adormit, și îmi vine un miros de necăcios dintre ăsta, de plastic, era un tricou cu poliester să este. Și zic, ce dracu, ia uite bă frate, cred că miroase de la ăia. Și am deschis geamul. Îmi deschisem ușa așa și miroseam, dar tot venea miros de la ăștia, mă, nenorociții, băga mea și picioare. Uite ce miros groaznic, nu știu ce. Și păi mă întorc chiar și am fum dintr-un tricou. Era să ne dăm foc, să-mi bag picioarele dacă nu, că am judecat foarte pe oameni. Naș, foarte nasol, frate, și un miros îngrozitor, frate, groaznic. Uite, mă, ne-au băgat ăștia un căuciuc în casă. Da, foc în casă. Bă, ce nesimțiți sunt ăștia. Da, frate, cum, asta zic, eu tot judecam acolo când de fapt îmi ardea tricou. În fine, foarte mișto podcastul ăsta. Bă, dar să știi că eu nu știu când dracu ne referim. Bă, dacă nici pe ăsta n-a dormit să nu știu ce să... Eu nu știu să mai... Bă, dar nu știu deci când dracu ne referim, bă, nu știu că... Eu tot zici că am luat tot la cap, zici că suntem de la zero. Lasă că văd... Uite, o glumă. Nu mai știu unde am auzit, mi s-a părut foarte funny. Doi oameni care au rămas. Da,
care a rămas că înainte de, ca să fie funny, înainte de orice model de Ford, să pui anal. And it's very funny. Anal Explorer. Anal Focus, Anal Explorer, Anal Fiesta. Anal Fiesta este extraordinar. Este și Ford Probe. Anal Probe. Anal Probe. Da, este da, extraordinar. Da, da, foarte bun, da. Anal Fiesta. Anal Fiesta e foarte... Anal Explorer, Anal Raptor. Deci este... Anal Ranger. Anal Ranger. Anal Focus. Bă, foarte bun. Da. Nu știu ce, dar mie mi-au venit două care nu funcționează. C-Max. Anal C-Max și Anal Cougar. Anal Cougar. Da. Anal Cougar. Că bă, Cougar e și... Da, da. Ar putea să e Cougar, da, Cougar, Cougar. Ia da. Stai să... stai așa să... Eu vă mai propun o da, uite, discuție pentru următor. Da, uite, poți să-l întorci să faci C-Max Anal. C-Max. C-Max Anal la maxim. C-Max Anal. Da, 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 ok. Vă propuneam un calcul. Dacă voi în viața asta ați cheltuit 1 milion de euro. Azi. Ok. Deci nu zic acum prin cum să vă fi cumpărat chestii. De cheltuit doar. Deci nu zic de... Anal Escort. Oh. Anal Escape, Anal Expedition. Este excelent. Hai să o lăsăm mai bine pe asta, că asta... Anal Fusion, Anal Galaxy, Anal Cougar, Anal Maverick. Anal Maverick. Da, Anal Fusion sună ceva ce fac gay, dar nu da, înțelegi cum. Da. Bă, cum trebuie fac ăștia, mă, Anal Fusion? Bă, fac, mă, le place. Anal Taurus. Cheltuit 1 milion de euro până acum. Dacă voi credeți că în acești 40 de ani, dacă ați ajuns la un... Anal Transit. Gata. Bă, da, dacă e cu toată viața... Nu case, mașini. Zic așa, dacă ați cheltuit pe... Dar de ce, de ce te-ai hotărât tu că nu mașini și... Că bine, și mașini și casă că... și alte da. Lucruri. Eu am cheltuit 1 milion de euro, oh. Eu zic că da. Eu zic că am cheltuit 1 milion de euro. Păi, nu cred că sunt departe. Hai mă, sigur ai cheltuit mai mult de 1 milion de euro și tu ai cheltuit mai mult de 1 milion de euro. Nu cred, foarte departe. Da, posibil, nu știu. Deci sigur sunt... ai depășit 1 milion de euro. Sunt eu zic fost milion, sunt fost milionar. Eu sunt fost milionar de euro. Fost milionar în euro. Mai fi fost gen primul dat, milion e mai greu de cheltuit. Da. Nu mă întreba cum am cheltuit primul nu milion. Nu mă întreba. Da, faza e că adică e mișto să stai să te gândești, bă, dacă nu cheltuiam niciun ban. Câți bani aveam? Câți bani da. Aveam, da. 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 Știi adică că era gluma aia cu fumatul? Că era calculul ăla că dacă nu fumai 20 da. De ani, aveai bani să ții un Ferrari. Da, da, da. Și era replica aia, păi tu nu fumezi, unde ți-e Ferrari? Da, exact. Da, 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 și asta da, înseamnă da, că orice da, un care foarte... nu fumează ar trebui să aibă un Ferrari. Da, da, corect. Bă. E la fel și faza asta, știi? Mamă, câți bani aveam dacă nu-i cheltuiam. Eu zic că nu-i aveai. Să... Adică deci... i-aveai, dar... Minimul necesar, adică să, să stai pe străzi. Să stai pe străzi, să mănânci o dată pe zi și... Adică... Ce găsești în gura câinilor vagabonzi? Da, ce... da. Vagabonzi. Nu, dar să, să-ți aloci niște bani. Da, adică mă, dar să... faza e că dacă mănânci din gura câinilor și trăiești pe stradă, nu mai faci bani. Nu adică faci... nu mai faceai banii aia pe care nu ai cheltuit. Nu dacă... sala palatului. Faci, da. Dormi în fața la dormi sala palatului. Dormi în fața, da, da, da. Da, da. Și atunci ai bani. Nu mai da bani pe taxi să mergi la sala palatului, că acolo trăiești. Perfect. Da, exact. Da, exact. Da. Dormi acolo unde ai show. Da. Te duci și dormi în sălile de, de dar spectacol. Cum faci cu drumul, de exemplu? Cum faci să mergi gratis până unde ai? Dacă ai la... Păi, la... ai fi atent. Ai la, asta, ăsta-i ai la Brașov și dormi în față la Redut. Da, și după aceea următorul cum spectacol la este la Târgu Mureș, după 4 zile. Și ai 4 zile să... Să mergi. Să mergi. A, ce spui și show astfel încât să poți să mergi ca până să poți acolo. Să, da, și faci autostopul păi și... de la autostop trebuie să dai bani. Ei, mă scos din sărite. Zici bancuri. Nu dai bani, zici, faci un masaj erotic, nu știu, nu, îți vinzi trupul, efectiv, faci Anal Explorer. Dai voie să-ți Anal Explorer. Ai voie să-ți iei nici bicicletă, nici nimic, nu? Poți să găsești o, adică poți să găsești o bicicletă, e sof, dar nu poți să o faci. Poți să găsești o bicicletă și să o furi. O bicicletă și să o furi. Nu? Cât faci cu bicicleta de la Brașov până la Târgu Mureș? 4 zile.
Nu o faci 4 zile, mă, faci 10 mândruță până la mare, mă, cu bicicleta. Da, mă, nu, dar ideea este cursieră. Ce-mi plăcea expresia semi-cursieră. Semi-cursieră, da. Da. Bun, hai să facem? Ucidem acest podcast pentru că a fost... Nu, hai să nu-l ucidem, hai să ne uităm la el cum moare. Hai să... că e pe ultima sfârșit. Hai să nu-l ucidem, hai să ne uităm la el. Hai să ne uităm pe telefon. Să fim japonezi și să-i facem... Bă, seppuku. O viață faci podcast. Și tot nu știi să bă, faci cât podcast. 371 de... Îți ia un an de zile să înveți să pui lumini și să dai rec și o viață să filmezi un deci podcast. Deci a fost, cred că, cel mai plictisitor episod ever. Bă, mi-a venit mie să-l închid. Eu nu mai sunt pe telefon, nu mai... Da, gata, pa, la revedere. Hai, ăla unul care a rămas. Unul cred că mai e, nu? O mai fi vreunul? Păi nu, ăsta e gata. Voiam să vă rog o chestie. Dacă ați ajuns aici... Scrieți pizza în comentariu. Doar atât, doar ca să... Lăsați un comentariu cu pizza. Sunt foarte curios dacă ajunge cineva aici. E foarte e bun. E da, da, foarte, da, exact. Foarte bun. Chiar foarte da. Bun. Nu? Chiar da. Ok. Foarte și noi ce ca și toți aceia care n-au ajuns până la sfârșit, să am costat. Bă, ce dracu-i da. Conta pizza în comentarii. Vă mulțumim mult de tot. Și uitați-vă la Love is Blind, sezonul 3. Dar luați-le pe toate. Este atât de funny Love is Blind. E un fel de Insula Iubirii sau ceva genul ăsta în America. Știi când să-i pun pe aia și nu se văd și se îndrăgostesc? Da. Este atât de... Nu știu dacă cât de regizat este, dar e atât de tare când se văd și se mai întâmplă și ei, dar de cel mai multe ori ea nu vrea să fută cu ce vede și cum explică ei că după ce se îndrăgostesc să cer în căsătorie în podurile alea, să ducă într-un retreat. Și acolo, cum zic ele, că suntem emoțional, suntem așa, dar fizic și nu știu și nu... Ai, e foarte funny. Trebuie zic că e The Circle. Recomand și eu un show din asta reality. Circle. The Circle e un show în care îi ține pe fiecare într-o cameră și nu interacționează decât printr-un fel de social media. Și ei poate să mintă. Deci tu poți să te duci să zici că ești o fată de 20 de ani. Și tare. Da, poți să fii orice. În sărcă, da, și ce, nu știi dacă ceilalți sunt ce zic și fac un fel de update-uri, status-uri, își pun poze, nu știu ce, dar nu poți să știi dacă la minte sau nu. Și e foarte interesant. The ce circle. E drăguț, da. Circle jerk. Hai că mai avem de făcut un show. Tom, 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 tom. Tom.